Salută, prieteni, eu sunt Terex și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World The Game, unde March Madness continuă, măi, șutavar Dumnezeu în soare, ce face mai nebunilor, măi, că n-am mai trecut o vreme când ne-am mai văzut și multe chestii noi au apărut, eu uite, asta și rimează, e nebun, ați mâncat, mă, ce nici mai nebunilor, măi, că este martie, măi. Și am fiți atât la chestiile astea pe care le avem aici, fraților, chestia asta nemaipomenită care nu se merită să dai banii și... Fiți atenți, Ludia scoate un joc nou, fraților. Știți Pokémon Go, nebunia de Pokémon Go? E, aparent o să apară Jurassic World Live, fraților. Și ăsta e bine un Pokémon Go doar cu Jurassic World, frate, doar cu dinozauri. Și ce e mai tare, frate? Eu n-am vrut să joc Pokémon Go. Mie nu-mi place Pokémon Go, sincer să fiu, și nu mi-a plăcut jocul ăsta, nu știu, nu-mi plac Pokémonii, frate, nu știu, nu sunt eu din vremea cu Pokémonii. Dar chestia asta îmi place, frate. Asta să fie primul joc în stil Pokémon Go care să-mi placă la nebunia. Adică uite, ești tu, frate, un T-Rex. Au postat și un trailer pe pagină pe undeva cu jocul ăsta nou care o să apară. Ok, și pe deasupra mai avem și asta, Limited Time Sale, ce n-am fi și asta, ok, ceva DNA Pack, Offer, nu știu cum. Hybrid Vote, which hybrid creature do you want to see in the next... Bagă hibrizi în turnee, frate, să-i deblochezi. Și avem șansa să alegem dintre ăștia trei. Nu am pe niciunul din ei, frate, deci mie nu-mi pasă care pică, oricare să pice, numai să pice unul din ăștia. Pe deasupra... S-au lansat, s-au băgat diviziile astea de turneu. Și ăștia de la, îmi pare rău de ăștia, voi ăștia sunt nivel 50, frate, fiindcă vă salutați pentru Super Saur sau pentru Terizon sau Ramăr. Ați văzut aia. Eu salut pentru Pachirionosaurul ăsta, fiindcă T-Rex. Și fiți atenți la asta, fraților, coming soon, ultima saur, băi, ești nebun. De fapt, nu e ultima saur, fuse Pachirionosaur and Megalosaur for a carnivore more savage than both. Stai, ce? Pachirionosaurul e carnivor, e un savage carnivor, Pachirionosaurul, ok. Pachirionosaurul e carnivor în Jurassic World, aparent. Dar uite, frate, asta zici că ultimasaurul. Uite-l cum arată, frate. Ok, arată destul de teribil, dacă te uiți la partea asta cu capul, arată destul de teribil. Dar sunt două creaturi pe care nu le-am. Bine, o să am Pachirionosaurul curând, dar nu am Megalosaurul. Dar frate, zici că ultimasaurul, bă, ești nebun. Ok, și hai să deschidem noi Mystery Pack-ul, să începem tradiția. Un joc nou, un hibrid nou, niște turnee noi. Da, era cât faci să apăs pe astea. Aparent, hoții ăștia de la Ludia au început să pună pack-urile astea noi la ofertă, primele, știi? Ca să ne facă să le cumpărăm din greșeală. Și că multă lume era cât faci să cumpere chestiile alea, frate. Era cât faci. Cât faci, uite așa, uite la milimetru ăia se cumpește. Dar nu, pe T-Rex nu-l păcălește nimeni, fiindcă T-Rex nu bagă bani în jocuri de-astea, pe zipanturi, pe chestia asta. Mai altceva mai avem pe aici, în afară de pack-urile astea. Da, mai avem nimic. Bun, hai să... Ce nevoie asta? Am pus eu să vreau să fac... Da, vreau să termin misiunea cu amfibieni de nivel 40. Pe care mi-a dat-o mie clear acolo. Și ce amfibian de nivel 40 poți să faci tu mai repede decât ăștia comuni, știi? Aici ce nevoie mai avem? Un Euplocephalus, un Dimorphodon, chestii faine, frate, pe care le transformăm în ADN cât de curând posibil. Să intrăm și noi în turneul ăsta nou, frate, că de ca început nebunia. Okidoki. Ia să vedem. Ok, și tu pe aici pe undeva. Bun, așa. Ok, am terminat și cu chestiile astea. Mi se pare că n-am colectat mâncare. Uite, să colectăm și mâncărica. Să avem cu ce hrăni dinozaurii. Merge să verificăm și trade-urile. Ok. Ok, asta o să fac, de ce nu am nevoie de mâncare, o să am nevoie de multă mâncărică. Nope. Trade-urile astea pentru Dinobacks astea nu sunt bune deloc. M-a prins la înghesuială, ok, o să... Ce naiba? Da, trebuie să fiu VIP ca să pot să fac trade-ul ăsta. Chiar dacă eu am loyalty points, trebuie să fiu VIP ca să fac trade-ul ăsta, ce prostie. Bunita asta. Ok, o să dau un anchilozor pentru mâncărică, fiindcă am un anchilozor de nivel 4, de și chestii. Aș putea să fac și chestia asta, dar nu știu ce. Nea, dă-i acolo, frate, am 100 de mii, oricum o să procur ADN-ul ăla ușor înapoi, adică nu-i problemă mare, așa. Sincer, nu prea mai omor după ADN de la o vreme încoace. Am nevoie de Dinobax, frate, am nevoie de Dinobax și de resurse bune și delicioase, ok. Ce n-ai asta? Oh, un Terror Sword Pack, ok. Ia să te la evenimentele astea mărețe, fraților, uite, turneul ăsta proaspăt început. A început acum niște pack-uri, păi, niște evenimente, chile, opa. Legendary Pack, ok. În câte zile Legendary Pack? 17 ore, ok. Ia să. Deci s-a lansat un nou ăsta cu 4 ore. Ok, și sunt la mama dracului. Ok, și după cum v-ați obișnuit voi, Hatching League e cea mai grea ligă, fraților. Hatching League mai aștept să fie cea mai grea ligă. Deci trebuie să punem ceva bun pe aici, știi? Ca să-mi iau bătaia dracului din prima ca un idiot care sunt. Ok, uite, facem așa frumos. Începem cu ceva puternic din prima. Am pus timerul aici, am pus timerul să meargă. Oricum știu că March Madness o să avem episoade lui de Jurassic World Game ca să vă plictisesc și chestiile astea. M-am înșelat, frate, nu o puneți foarte puternic, uite, sunt destul de puternici, vezi?
De ce voi nu vedeți, dar tot gesticulez așa, fac gen, știi, gesticulația aia cu de ghilimele, știi cum fac oamenii din două dești așa, ca și cum aș face ghilimele. Nu știu de ce mai fac asta mereu. Mama, am stricat să-mi bag picioarele, dacă nu m-am stricat de când tot merg la școală, frate, de 12 ani de zile m-am stricat grav rău de tot. Băi, școala ne strică romul. Ok, moartea pentru individul ăsta, directă. Ok, și ce ziceți, fraților? Ne pică, îmi pică și mie pe acolo. Îmi pică și mie pachirianosaurul în episodul ăsta. Voi ce prea, ia, să stați de așa cu degetele încrucișate, să zice de acolo: hai T-Rex că poți, hai T-Rex că poți, ia pe acolo, măi T-Rex, ia pe acolo, mă, Dumnezeu tău. Țineți-mi pumnii strâmbă, nebunilor, mă, și ați mâncat măcinici, dar chiar ați mâncat măcinici, eu da. Foarte bun măcinicii. Mi-aduc aminte, mi-a zis tataia o vorbă, și că măcinici în străchioare, deși n-ai venit la școală, n-am venit că n-am putut, măcinicii mi-au plăcut. Ar fi trebuit să stau și acasă astăzi, fiindcă na, puii mei, vineri și chestii, puteam să stau și acasă și găseam scuza asta cu măcinicii. Ok, da, ok, ia să vedem, moarte și pentru tine, tovarășe. Ia mă aici, ia, dă-te jos, du-te acasă, du-te acasă, bam! Ok, ia să ce notificare sunt pe aici, lăsați-mă cu notificările, băi, am treabă, băi, sunt în turneul ăsta, măi, mondial aici, trebuie să câștigi pachirianosaurul, marele T-Rex, ac, mă mănâncă ceafa. Oi de Dumnezeu, trebuie să mă tumbă, voi nu știi ce păr am în cap, da, să-mi bag picioare, că n-am un păr, pot să-mi fac plete. De fapt, am plete, din pui, băi, a trebuit să mă tund, ia și Survivor League din prima, pe top 99. Ia să vedem. Pică lui T-Rex-ul pe acu, ia să vedem, țineți-i pumnii sunt și acum, ia să vedem, fiți atenți, fiți atenți deja. Bum. A trecut pe lângă mine. O, 500 ADN. Fui, ești nebun la cap. Uai, băi, ești prost. Băi, ești nebun la cap, 500 ADN. Uai, păi cum să nu fiu, frate, fel și cu prize-uri de-astea. Am început-o, bă, sincer să fiu, am început-o cu dreptul, nu știu. Ce? Am scăzut în pre-league, ești nebun? Deci fiți atenți, i-am în survival-ul jos și am scăzut în pre-league instantaneu. Bă, ești proști? Bă, ce fac așa, mă, scamează? Ok, am început cu scam-uri și cu figuri de-astea la T-Rex-ul. Băi, nu e bine pentru voi, stați așa, că nu e așa. Intră T-Rex-ul în voi cam pâine, intră, cam brânză intră, știi? Ia veniți voi la T-Rex-ul cu ăsta. Uite cum a intrat, mă, 5 la mine în burtă. Așa intrați voi, așa intru eu în voi, cum a intrat, mă, 5 la mine în burtă. La vedeți voi, ai, și n-am niciun carnivor. Vai de mine și de mine. Dar în schimb am un pterozaur, da. M-am gândit mult la chestia asta înainte să pun dinozauri. Frate, nu știu, dar e bine mereu să ai un carnivor în echipă. Chiar dacă lupți împotriva la amfibieni, la trei amfibieni, e bine să ai un carnivor în echipă, nu știu. Eu mă simt mai în siguranță așa, mă simt mai pregătit așa, știi? Acum mănâncă nasul. Ia să, bă, și parcă se simte ceva improvement așa. Măi, am pornit filmarea, am pornit-o. Da, se simte așa ceva improvement la frame-urile astea. Nu prea mai am așa probleme mari cu jocul, cu lag-ul, cu lag-ul. Nu mai am probleme așa mari cu lag-ul cu astea la joc, aparent. De când am făcut update la Nox, la emulatorul ăsta. Băi, nebun. Aparent update-urile chiar sunt bune la ceva. Credeam că sunt decât chestii care să-ți ocupe acolo spațiul și astea. Și plus, că aveam o problemă cu Windows, eu, frate. Își tot dădea că a luat o restart pe perioada anume de timp și știi ce? M-am decis și-o într-o zi să intru în chestiile aia, pe niște fișiere, până astea, să văd ce naiba se întâmplă. Și am dedus de acolo că există un update la Windows, dacă nu știți, eu am Windows 10 Pro, există un update la Windows care nu vrea efectiv să se facă, știi? Adică el nu vrea să se activeze chestia asta, știi? Normal, pe cei de restart sau închis calculatorul, el trebuia să-și facă un update, să-și facă update-urile alea automat, știi? Ea l-a trebuia făcut manual. Și nu știu, oare cum calculatorul se gândea că vrea singur să fac update-ul ăla sau ceva de genul, știi? Pur și simplu îmi strica mie toată munca, tot ce făceam eu pe acolo în timpul ăla, ca să-și dea restart ca idiotul singur, încercând să fac update-ul ăla de capul lui, dar eu trebuia să-l fac manual, că eu trebuia să dau permisiunea să fac update-ul ăla și nu înțeleg de ce chestia asta, fiindcă eu mi-am dat acolo, frate, cum dau restart la calculator sau chestii de astea, să fac orice update de la existent. Apare nu, trebuia să mă duc acolo, să dau, să fac pe dracu să mă ia. Bine, mai așa, și uite, acum totul merge mai bine, totul merge mai smooth, mai liniștit, mai, adică nu mai sunt supra-solice procesorul și astea. Aparent sunt câteva chestii Windows 10 ăsta care pur și simplu nu le înțeleg de ce sunt. Adică chestia cu auto-restartul, frate, este o setare de asta idiotă. Aveam o perioadă când mi se restarta calculatorul din 10 minute, dintr-un sfert de oră. Exista undeva o setare pe acolo, pe la My Computer, pe la Properties, pe la Mama Dracu, o setare care efectiv era bifat acolo, că s-o zic, automatically restart the machine, the computer, ceva de genul. Și eu stăteam și mă gândeam, măi, de ce dracu e bifată prostia asta, la ce n-ai nevoie de așa ceva, la ce te ajută chestia asta în primul, de ce ai vrea să dea calculatorul singur restart? Înapoi în Survivor! Pergătere că se supraviețuitor! Și pur și simplu mă întreb, de ce n-ai bă, sunt unele chestii pe care nici eu nu pot să le înțeleg, de ce sunt implementate acolo, pur și simplu sunt puse acolo,
Ah, chestii bune la stânga, chestii bune la dreapta și eu primesc mâncare. Damn it. Bă, da, există șanse mari. Mă întreb, au mărit șanse de drop la price-uri mai bune sau au schimbat și ceva pe aici? Au improvizat chestiile astea cât de cât? Bă, eu așa sper, ia să vedem. Ia să încerc vreau să pun acum ceva, Niskai, tu și, și Mona Lisa. Nu, da, Mona Lisa. O avem pe Mona Lisa și pe Alanga, și pe Alanga Lisa, doamne, pe Mona Lisa și pe Mona Lisa. Nu le încurcați. Ai de Dumnezeu. Oh, nu e bine. Gata, I made a mistake again. Nu e bine deloc. Oi. Here comes the pain, dude. Oh my god. Băi, am pus-o rău de tot. De ce am făcut eu chestia asta, frate? De ce? Un amfibian dacă aveam, uite, loc de la Gasaura, măcar un loc de la Gasaura să fi avut un amfibian. Tu știi cât de bine era? Vai de mine. Uite aici, boom. Ai, Dumnezeu. No, bun, hai să vedem, e posibil să bat chestia asta. Vă zic eu de acum, de acum, că nu e posibil să bat chestia asta, fiindcă da. Godzilla ăsta o să-mi dea una, o să-l țin minte și poi mâine. Și răspoi o să-l țin minte, ai de capul meu. A atacat cu tot ce are măcar, dar bine, Sarcosul cu sola o să mă facă să regrez eu în care m-am născut și m-am apucat de jocul ăsta. Ia să-i, 1, 2, 3. Nimic să n-ai să-i, 1, 2, sigur mă elimină din două nebun, o să pun și acolo 3 blocks, așa să fie, știi, să măcar să-mi încer norocul. Ok, am scăpat de problema numărul 1, acum vine problema numărul 2. Corecție, mă elimină dintr-o lovitură, nu din două. Yay! Da. M-a așteptat la oponenți ăștia până hatching, sincer să fiu. Nu mă așteptam chiar aici să fie oponenți ăștia, dar aparent da. Bine, că acolo până Predator și până Dominator, dar de oponenți ăștia mai ușor de bătut. Deci duceți-vă repede acum în Dominator cât aveți ocazia, măi băieți. Bă, ce bătaie am mâncat, ești prost? Bă, am mâncat o bătaie mai bună că măcinii ceia să-mi bag picioarele. Ia să vedem din nou încă. Bă, dar scad într-una, ești nebun. Tot pic într-una. Vă văd cum scade Brancu acolo, Brancu, doamne. Eu sunt cu Brancu, frate. Orice joc de ăsta cu turneu cu chestii de astea așa, eu sunt cu Brancu, frate. Văd chestia asta, rang, gata. Sunt obișnuit, mi-a intrat în sânge în chestia asta. Sunt competitiv, sunt foarte competitiv. No, bine, uite, ăștia nu puteți să mi dai atunci. Uite, băgam ia și picioarele în matchmaking-ul ăsta, frate. Sau ce n-ai fi chestia asta aici, că nu pot să-mi dau seama. Bine, că așa s-a dihania dracul de puternic, dar pot să-l bat ușor. Mai două reserves. Băi, și-a rămas fără subiect. Bă, apropo, vreau să vorbim despre jocul ăla nou pe care o să-l lanseze Luria, mă. Mă întreb, o să se lanseze înainte sau după Jurassic World Fallen Kingdom? Și au fost câteva poze, adică poți să faci un pre-register, știi, poți să te registrezi. În jocul ăsta nu-l găsiți pe magazin Play sau ceva, fiindcă nu e lansat încă, dar poți să te registrezi pe există niște link-uri astea pe undeva la Mama Naibii, unde poți să-ți faci un pre-register de ăsta și să primești chestii bonus când se lansează jocul, cică. Și eu așa am făcut chestia asta acolo de repede, de am auzit chestii gratis dacă mă înregistrez acum dinainte, mișto, mă bag. Și am văzut acolo că au postat niște poze destul de interesante, găsești acolo niște ceva poze care o să dea spoiler de la joc, adică asta este... currency-ul din joc, adică banii din joc și chestiile astea, o să existe Dinobox, o să existe coins, o să existe ADN, o să poți să-ți creezi proprii hibrize. Gen Jurassic World the game, doar că tu trebuie să prinzi dinozauri, gen, știi cum e Pokémon Go. Ceea ce mi se pare foarte tare, sincer, adică, frate, așteptam un joc de ăsta de foarte mult timp, adică ceva să placă și mie, știi? Pokémon Go mi se părea interesant, dar nu-mi plăceau mie Pokémon și chestiile astea. Acum să-l vedeți acum pe T-Rex-ul să plimbă pe stradă ca nebun încercând să prindă un tiranozaur. cât de ciudat ar fi asta, frate. Să vezi acum lumea. Mă întreba dacă o să fie așa în vogă cum a fost ai la naiba cu tine, frate, 4 blocks spiricosule. Mă întreba că o să fie așa în vogă cum a fost Pokémon Go, frate. Ce să vezi lumea că stă la semafor să prindă velociraptori. cât de tare ar fi asta. Ai de capul de zile mele. Cu câte m-a atacat mă la cu 4? N-am acordat atenție. 1, 2, ar trebui să fie mort. Hai să mai punem una așa doar ca să fiu sigur. 1, 2, 3, nu știu de ce am făcut asta și 2 reserves. Perfect, ăla e mort. Du-te acasă. Ieși afară de aici. Eat your potatoes, măi, mi-am adus aminte de vorba mea. Eat your potatoes. Ok. Între timp mai verică și teric statusul pe aici. Chestii până atac, ăla se decide să moară dracul de rată. Poate stric ceva pe aici. Ia să-i mână 2, 3, 4, 5, 6, la distruge-l! Vreau pachirionosaurul ăla, îl vreau acum!
Dădeți-mi-l că-l merit. Dădeți-mi-l. Asta e un cuvânt. Habar n-am dacă e corect gramatical, dar tocmai ce l-am inventat eu acum, deci există. Zici că are o notătoare de rechin pe cap Raja Saur ăsta, frate. Nu, Raja Stega, stai așa, Raja Stega. Zici că are o notătoare de rechin așa pe cap. Mă întrebare, creatură marină, poate să-și înoate, îi place apa? Du-mă departe, du-mă pe Marte. Haide, cap meu, ce greu înainte să-mi bag picioare. Bă, dacă mă apucam cu două, bă, dacă mă apucam cu o oră înainte. Uite, aaa, nu mâncare iarăși, nu mai vreau. Dă mystery pe acolo, dar nu da astea, bă, da. Văd că e 200, 500 ADN pe aici, nu mai văd 25 ADN, ce n-ai, bă? S-au schimbat prize-urile sau ce? Bă, mine unul nu mă deranjează, adică mai mult prize-uri mai bune, asta e... Ați înțeles, bă, ce vreau să zic. Mă, eu am doi apatozauri aici, dar ce dracu nu i-am evoluat pe ăștia? Ok, o să ne folosim de ei atunci, am. Adică, da, cu cât mai mulți dinozauri, cu atât mai bine. Și așa sunt apatozauri, așa sunt foarte tanky. Deci, o să ne fie foarte util. Vreau să fac apatozauri de nivel 30, dar nu știu că e cea mai bună idee, frate. Că o să mă coste mai mult la speed-up și... Plus că un apatozaur de nivel 20 e destul de ok. Adică, e bun pe post de mici. Hatacul lui nu e foarte bun, dar e bun... E bun health-ul lui, frate, e bun ca tank. Și e evident că toată... Carnoraptor de nivel 40. Asta arată mișto. Da, arată mișto și periculos în același timp. Uite câtă viață are Dihania și cât atac are. Bă, ești nebun. Nu degeaba e cel mai bun hibrid ăsta rar pe care îl poți avea. Uite, cam eu și care poate să facă competiție la un hibrid ăsta legendar chiar. Haide, cam eu, pardon. Nu e bine să ții gazele astea interne tine, fiindcă îți provoacă probleme intestinale, chestii de astea. Te doare burta pe scurt. 2. Nu știu dacă aia a fost intenția lui sau chiar știa că n-am niciun bloc sau nimic. Ia se una, două, trei e mort. Mă gândesc că poate are vreun bloc sau ceva, așa că o să o punem. Ba, ăla e, uite-l, mort, ăla e, du-te acasă, fugi aici. Am scăpat de-o, uite, bă, ce-mi place Carnoraptor ăsta, ce culori faine are. Bine, parcă e prea prins gradientă culoarea așa și parcă te chiorăști, dar arată mișto orice casă arată foarte mișto. Și nu-mi vrea să cred că n-am un Carnoraptor de nivel 45, adică e ceva, e un must have ăla și totuși, aoleu, Dumnezeu. A rămas Rudy singur. Aoleu. Bine că n-are nici ca ai ceva oponenți periculoși de bătut. Adică e un Parasaurolophus, ce poate să facă un Parasaurolophus Rudy? Bă, din nou am pus un atac în plus, ceea ce a fost foarte bine din partea mea. Măi, a început Eric să anticipeze mișcările și chestiile astea. Am început, fără să acord atenție, să mai gândesc sau să mai privesc jocul, să-l simt. Ai de gând să mă atac sau... În sfârșit, în cele de urmă s-a decis el. Păcat că acum va trebui să-ți ia geo de la creasta aia. Să vezi acum cum o să câți tu prohodul cu ea. Fiindcă o să te duci dracului. Niam. Jos cu tine, tovară, și acum fiți atenți că pică lui T-Rex Pachyrhinosaurul. Îi pică Pachyrhinosaurul 100 la miliard. Dă-i doamne să fie așa. Ia să vedem. Ce naiba, uite cum se duc nanosecundele alea, ești nebun? Ui. Și secundele cum se duc. 10, 11, 2, da, sunt aici, sunt prezent. Alai, uite cum salt, uite cum cresc, ești nebun. Cresc ca pateul, mai ceva decât pateul, mai ceva decât abonații mei cresc în turneul ăsta. Ia să vedem. Oh! Pot să-l iau de acum? Nu? Fierați voi să fiți. Dumnezeu. Ia, acum, ia. Ăla. Fiți atenți aici. Nu mâncare, nu. 100 Dynamax, 500 Dynamax, 1000 ADN. Bă, ce s-a întâmplat cu ruleta asta? Și mie îmi pică 12.000 food, de fiecare dată 12.000 food, frate. 12.000, fiindcă, da. Lui T-Rex-ul când e foame, trebuie să-l hrem pe T-Rex-ul, nu? Bă, da, stai așa, că nu e așa. Acum, v-ați văzut chestia, frate, 1000 ADN, 500 ADN, 200 ADN, 500 Dynobox, 100 Dynobox, Pachyrhinosaur pack din ban în paște, dar totuși, frate, ce sunt cu prize-urile astea la ruletă? Triceratops la nivel 40, e un Triceratops, sunt terminat, ce mă fac? Haide zilele mele, ce mă fac, e un Triceratops la nivel 40, băi, fugiți! Mamă, dacă dă Dynobox cu Triceratopsul ăla, sunt mort, nu pot să cred că m-a atacat. Nu pot să cred că m-a atacat, dar un Triceratops, fraților, un Triceratops la nivel 40 acolo, voi nu vă dați seama cu tremur acum. Zici că am Parkinson. Dumnezeu! Uite-l că vine. Aoleu, Dumnezeu, Triceratops la nivel 40! Ce efect dramatic am cauzat, nu? Mi-e frică de un Triceratops la nivel 40, uite-l cum arată, frate. Mamă, m-a și atacat, oi de capul meu, era să mă omoare.
Mamă, cum o să doboră fiara asta monstruoasă? Ce mă fac? Cum scap eu de trișatul ăsta, măi băieți? Oi, Doamne, cât paci. Era cât paci să pierd turneu. Era cât paci să pierd lupta asta și turneu și orice alt turneu din lumea asta. Cu trecea top de nivel 4. Băi, m-am speriat ca dracu, băi, ești nebun. Adică uite, nici nu putea să fie. Uite, creatura asta, uite cât de simplu de bătut el. Adică uite, frate, un zamol, să știi. Nu e la fel de periculos ca un trecea top de nivel 40, frate, sincer să fiu. E timpul să activăm Kiki Power. Ia să vedem. Haide, Kiki. Zi dacă Kiki mai e la fel de puternic ca înainte. Este, măi. Acum, băi, dacă mai pic iar un card ăla de mâncare, eu o iau razna. Eu o iau razna, frate, adică ați văzut, bă, câte chestii faine sunt pe acolo, pack-uri, ADN din belșug, Dinobugs din belșug. Și Lutarix se pică 12.000 food. Ia să vedem. Acum e cu bulan, ia să vedem. Dă la Terexul ceva bun aici, orice bun. Dă preferat Pachirion sau pack, dar ia să vedem. Chestii bune, chestii bune, chestii bune, chestii bune, chestii bune. Bată-te, Dumnezeu, să te bată tu, n-te-ar șuta, te-ar și lovit-ar trenul să te lovească. Ce v-am zis eu, bă, jocul ăsta e măzluit ca dracu, băi. Mie nu pică chestii bune în jocul ăsta niciodată, e... Asta pentru că n-am investit niciodată bani în jocul ăsta, cât în cauza asta e. Dacă investeam și niște bani în el, că acum îmi picau hibridul ăla nou, îmi pica direct, știi, pe persoană fizică, imediat îmi pica la peu. Dar nu, dacă Terex n-a băgat niciodată bani în jocul ăsta, sau parcă am băgat odată, nu mai mi-aduc aminte. Ceva cu VIP nu mai mi-aduc aminte. Aaaa, nu! Nu, e un agent de nivel 40, feriți-vă! Ok, trebuie să încetez cu mișto ăsta, că s-ar putea să mă bată ăștia dacă n-am grijă. Au, mă doare coșul ăsta. Au. Am un coș în... știți de deja. Să vedeți voi cât de dracu e pubertatea și adolescența asta. Am un coș în barbă, am un coș sub ochi. Și ăsta sub ochi zici că e un vulcan, frate, zici că e vulcanul Etnat aici. Și mi se pare că mai am unul pe undeva, nu mai am, dar am decât două. Măi, uite ce fost faină de profil ăsta, așa un lup cosmic, uite, cât de mișto, drăguț. Păcat că va trebui să elimin Tyranno Titan, nu, dacă vreau să câștig turneul ăsta. Ia dai, boss, picioare în gură la tine. Șuturi în cap. Și acum e momentul ca Terexul să scape de ratatul ăsta și după aia să frute cea mai mare temere a Gentrozaurul de nivel 40, care mă sperie atât de tare că nu mai pot. Ok. M-a atacat cu 20. Deci, ai de cameră, câtă viață are ăsta, bă, dar ce e atât de multă viață? De ce e atât de multă viață? Ca să rezist atacurilor tare. Și de ce ai atât de atac echilibrat? Ca să dau un pumn în ceafă, să tași dracului din gură, să te concentrezi pe luptă. Da, bine. Le elimin din 1, 2, 3, 4 lovituri, a trebuit să fie mort. Cel puțin. Ia să elimin. 1, 2, 3, 4. Calcul corect. Două de astea și un de ăsta. Dar ce am pus 2 blocs, habar n-am. De fapt, da, trebuia să pun dracu, dacă puteam să pun 8 blocs. Argentinozaurul e periculos ca naiba, adică uitați-vă și voi la el. Oi de capul meu, ce cap de șarpe ale. Deci ce cap de șarpe are. Nu mai pot mai vorbesc românește, corect. E din cauza că astăzi am avut franceză, măi nebunilor, măi, voi nu știți cât de dureroasă e franceza asta. Habar n-aveți voi până ce trece Terexul. Uuu, la fix, mort. Nu vă dați seama. Din cauza că a trebuit să citești și în franceză, mie nu-mi place, frate, franceză, sincer să fiu, nu-mi place, adică sună bine și chestii și astea, și muzica în franceză e mișto, și mâncarea lor e bună, brânză cu mucegai și chestii de astea, dar tot engleza îmi place, frate, tot engleza e cea mai tare, să-mi bag picioare, ori te duce lumea asta, frate, o să te bat să vorbești engleză, și în Franța, dacă te duci, tot engleză va trebui să știi. Fică sigur o să se găsească pe acolo oameni care să știe engleză. Haide, ceva bun, ceva bun, nu, Les teme! 12.000 coins, da, s-a mutat la mâncare la coins și hai să, bă, dacă s-a săturat Terexul de mâncare, hai să-i dăm dracu și niște coins, să-și cumpere mâncare, nu? Așa o să poată să-și cumpere omul mâncare. Și nu o să mai trebuie să ne înjure pe noi, da. Mișto. Ia bagă-tu aici așa. Spiny să fie, nu mă Spiny, băi, du-te mă de aici. Lasă-l pe Spiny la înaintare. E băiat mare Spiny. Ok, și punem un amfibian frumos acolo și ăla e. Suntem good to go acum. Bă, dar să-mi bag picioarele, dacă mi-a picat și mie ceva bun, frate. Mi-a picat decât 500 ADN la început. Aia a fost singura chestie bună care mi-a picat și mie. Oh, God, no. Cum o să le facă față ăstora, frate? Oh, no, așa sunt cei trei incredibili. Ce o să mă fac? Ce o să mă fac? Uite-te la ei, frate. Oh. Așa sunt oponentă domine, îi tărâmpui mei. Uite-te la ei cât de puternici sunt. Adică, mamă, dacă îmi dau ăștia una, o să mă doară un an.
Aute, deja primul a cedat ca să mă păcălească, știi, ca să-mi inducă, aia zi, sentimentul ăla de bine în mine, așa, știi, să mă fac să mă simt, să mă simt bine acum, știi? Acum, mă mănâncă sprânceana. A, dar și mi-am un coș în sprânceană pe aici, pe undeva, și dacă mă lovesc ca prostovanul cu unghia, s-ar putea să mă doară. Și să încep să țip pe aici ca o găină de apă, cap. Cu strigă de ăla de luptă, știi? Să ceva să fac o dată. Aaaa! Că am început să reușesc. Le-ar prinde bine niște lichide. Dumnezeu, Dumnezeu, cu mila, nu-mi face rău. Mamă, nu vine să crede, am de reușit să-i bat pe toate așa ca pe minune. Probabil că au uitat să mă atace sau ceva. Știi, nu și-au activat super puterile alea de creaturi comune de nivel 40. Dacă nu știați, creaturile astea de nivel 40 sunt ale dracu de înșelătoare. Habar n-aveți ce puteri supranaturale poți să aibă animalele astea. Acum lăsând gluma la o parte, mi-am mirosit niște creaturi foarte bune, frate. Adică un trecător putea să-i bată pe aia. Predator, ăla e. Da, la T-Rex un coace. Am 140. Și ăla după primul loc ar trebui să aibă... Acum aveți care un milion. Ăla pe primul loc are 250. Deci încă vreo 110 la mine. Să zicem 110, 110, să zicem... Ce dracu tot vorbe? Nu! Uite pe Acherionosaurul! 500! Ăla! Mă, cine dracu mă întrerupe iarăși? Măi, lăsați-mă mă, tu navar Dumnezeu! Ce asta? Live? Nu mă interesează mă la live-ul tău, lasă-mă în pace! De ce mă abonez la tot felul de canale de astea joate și la unele primesc notificări fără măcar să bifez clopoțela? Apropo, dacă n-ați bifat clopoțela de notificări, punem la și bifați-l acum imediat dacă vreți să primiți notificări despre tot ce postează T-Rex pe planeta lui. Fiindcă YouTube-ul e distrus complet și da, trebuie să bifez clopoțela și chiar dacă îl bifezi, cu toată nu-ți trimite notificările. Sau dacă ți le trimite, ți le trimite după 2-3 ore așa. Eu și cu clopoțelul bifat și nebifat nu mai primesc notificări de la unele canale care îmi plac și la care m-am abonat și ai de cap, nu ala un gorgosucus de nivel 20. Da. Și eu plus că nu mai primesc notificări când comentează ceva la comentariile mele de ceva, eu trebuie să intru așa, v-am mai spus o chestie asta, vechea poveste, frate, vechea poveste cu bugurile de YouTube. S-o ocupă de design, dar nu s-o ocupă și de performanțe de astea. Și de ce ar putea să aduce chestia cu clopoțelul, eu nu înțeleg, că YouTube era perfect înainte, frate, pur și simplu era perfect. Puteai să zici ce vrei tu, puteai să postești ce vrei tu, puteai să faci ce vrei tu pe YouTube, blimta bunul simț. Acum, frate, e YouTube-ul e ca dracu să-mi bag picioarele. E la fel de nasol ca lupta asta, frate, adică uite, deci gorgosucul ăsta o să mă macine, efectiv, și de cine pe nivel 20? Mamă, și m-a atacat cu una, frate, da. Are rost să mai sacrific bietul Dimetrodon. Dacă și așa una în cură, mai bine dau give up direct, fiindcă oricum n-am nicio șansă. Băga mea și picioarele să-mi bag. Uite ce înseamnă, vezi să... Nu pot să înțelegi asta, karma, ce asta? Ok, hai să mai încercăm o dată, de data asta punem sarcosucul suprimul. Idee proastă din partea mea, știu. Hai să punem altceva, ceva mai slab, așa, mai slăban, ia să vedem ce avem noi pe aici. Tu ești bun de mici, du-te mă, dracu, de aici, că n-am apăsat pe tine, am apăsat pe... Apăs pe una și pune două creatură odată. Ok. După aia punem sarcosucus. Și acum mă gândesc că o să pună niște ceva erbivor puternic, așa că o să pun Parex instantaneu. Sau să pun Pterozaur. Ia să punem noi pe Dimorphodon, dar că lui nume nu-l avem încă. Ce nume să dăm noi ăsta lui Dimorphodon ăsta? Nu-mi vine nicio idee. Aha, era mai bun Tiranozaurul după părerea mea. Era cu mult mai bun Tiranozaurul după părerea mea. Mă mănânc ochii. Nu da tare, că mă doare. Da, ce ziceam. Bine măi, bine că l-am pus pe ăsta care are multă viață. Ok, trebuie să omorâm Tiranozaurul ăsta falsă, să omorâm pe Rexy asta, clona asta lui Rexy, care asta nu e Rexy, asta e decât o clonă nenorocită și încearcă să ne păcălească. De unde a știut? De unde a știut că n-am niciun bloc, frate? De unde a știut că trebuie să mă atace cu una? Una, Dumnezeu cu pumnul în gură la tine. Ok, sarcosucul ăsta e OP ca naiba, deci trebuie să fie mort. O să merg pe două reserves. Aaaa! Nu e bine. Știam, frate, știam, e bine că pot să le vin o lovitură, nu-i problemă, e același lucru, doar că... Aș vrea să merg puțin. M-a atacat cu trei nebunul ăsta. Mă omoară? Cât pace. Ac! Ce m-am lovit. Dă-mă tastatura sau lopata. Ce am tastatura deschisă pentru jocul ăsta? Ok, ăla e perfect. Și avem și 4 de... Bine, Sarco! Uite cât de calculat e crocodilul ăsta, frate. Nu numai în HP și în atac, dar ai de capul meu dragonul ăsta. Măi, că o să-i pune și lui niște umbre, ceva și... Și de ce are limba neagră? Văzi, are limba neagră. Ok, n-are umbre pe cuer, dar are umbre pe limbă. Asta e o logică.
De ce naiba are 3000 HP? 3016, ești nebun? Asta vine în viitor, ești prost? De un viitor foarte îndepărtat. Oh, God. Aoleo. Nu e ok deloc. Cred că ar fi de bun să pun Sarcosucusul ultimul, deși tot în dezavantaj ar fi fost să mor în două lovituri, băga mea și picioarele în evenimentul ăsta să-mi bag, frate, că nu-i corect. Da, perfect. Încă o luptă pierdută by T-Rex, ăla e mișto. Frate, numai că am pierdut asta de a juca, m-am reapucat de Palantis, băi, de bun, la urmă s-a băgat top în beta 67 și m-am reapucat de joc, fiindcă l-au, aparent, l-au salvat oarecum, habar n-am, dacă eu m-am lăsat de jocul ăla, vă dați seama, că eu eram nebun. Deci nu numai că am pierdut multe meciuri de competitiv acolo, dar acum am început să pierd și la ăsta, bă, asta nu e ziua mea să-mi bag picioare, ia stai mă, așa, bring up the big guns, ia gata, ia să vedem acum, mai puneți-vă voi cu ăsta acum, hai să vă văd eu acum, bată vă Dumnezeu că a trecut deja o jumătate de oră și n-am făcut absolut nimic, nici măcar un progres n-am făcut și scad într-una, frate. Ok, să înțeleg în felul următor, după ce îmi dă o echipă asta puternică care spală pe jos cu mine, în două echipa asta slabă cu care pot eu să spăl pe jos cu cele mai bune creaturi ale mele pe care le pot avea. Mi se duce bateria la telefon, asta am dedus eu din toată chestia asta, că mi se duce bateria la telefon, s-ar putea să mi se oprească timerul. Aia nu-i problemă, nu contează, taie Terex la montaj acolo. Probabil că am filmat 15 ore acum, dar voi nu o să aveți idee, fiindcă Terex știa să editeze foarte bine. No, bine, trebuie să scap de Dihani asta. Ac ce mă mănâncă ceafa, frate, ce naiba. Eticheta lupește prăjit. Bă, nu suport, nu suport. Cine dracu a inventat eticheta asta la spatele tricourilor, frate? Adică, cine a avut problema asta gravă să pune eticheta la spatele tricourilor? Ce dracu? Oi de Dumnezeu ce mă mănâncă asta aici. Oi, și apatozaurul e jos. Mă mănâncă ca dracu. Să simte ca un cactus, frate, acolo, ca un cactus dracu perișor de aia, foarte subțirei, știi? Foarte micuț. Deci așa de rău să simte. Hai că știi și voi, că și voi ați avut tricouri cu etichetă de aia. Eu când eram mai mic, ziceam mama mea să-mi taie eticheta la spate acolo cu o foarfecă cu ceva. Că nu suportam, frate, nu suportam, mă mânca ca naiba. Mă frecam de colțul mesei, stăteam așa, mă frecam ca un câine de colțul mesei acolo. Numai ca să scap de mâncărimea, de iritația aia, orice pe care mă cauza porcării aia de etichetă. Ok, da, ok, ia să scoate noi Parexii la iveală, că nu degeaba am pus-o noi acolo, frate, nu degeaba am pus-o Parexii în lupta asta. Trebuie să suntem fructe și adânc prada ei preferată. Bine, căci că din câte au dedus oameni de știință, prada preferată a unui tiranosaur, suntem montosauri tineri, dar acum depinde. Vă dați seama cât de epic era o luptă între un tiranosaur și un triceratops acum milioane de ani? Și că noi, de fapt, tiranosaurul e mai aproape de noi decât băi, vă știați că distanța asta de milioane de ani de tiranosaur și, deci, cum să vă explic chestia asta? Tiranosaurul a trăit mai aproape de noi decât a trăit el de stegozaur. Stegozaur fiind în Jurassic, noi fiind acum în dracu, am mutat cum se numește era asta în care terminat acum și am fi trecut într-o nouă eră. 100 de ne mere, de când mâncare și astea mere mai bine, uite, dar 500 de ani, bă, 500 de ne acolo, uite cât de fain erau chestiile aia, frate, dacă mi-aș pica și mie, dar... Ne. Acum ce să-i fac? N-a fost să fie Evolution Complete ceva acolo, s-a evoluat. Ah, da, diplocaul s-a evoluat, ok. O să dea să fac legioanea de nivel 40 cât de curând. Ca să termin misiunea lui Clear de acolo, ca să scap de ea, frate, femeile astea, bă, sunt așa de persistente, măi. Ok, și acum parvezi că se uită niște fete la videoclipul ăsta, ceva de genul Terex și al dracu de sexist ce ești. Să vezi tu bucăți ce-l ției tu dacă te prindem pe drum, cu bâta îți dăm. Nu știu de ce dracu mă gândesc la prostii de-astea seara acum, adică băi, nu funcționează bine creierul, bă. Megalosaur, uite, îmi trebuie chestia aia. Dacă vreau să creez nouă ăla, nou hibrid, bă, cred că nou hibrid o să se numească Super Saur. Nu, Ultima Saur, pardon, Ultima, că Super Saur avem deja. Zic că o să se numească... A, eu sunt primul, ok. Eu dau primul cu banul, ia să-mi. Eu dau cu piata primul. Cred că o să se numească... Da, nu, că am de gât am văzut combină numele la dinozauri, deci o să se numească ceva... Nu vine acum pe moment. Ori o să zic că Ultima Saur, ori o să zic că ceva Megarinosaurus sau ceva de genul, uite. Foarte așa o să zic că Megarinosaurus. Ce părere aveți de asta? Crezi că așa o să se numească nou hibrid? Sau Pachymegalosaurus? Asta suna stupid. Asta suna foarte stupid. Nu, asta sigur nu. Și parcă vezi că tocmai asta era numele. Parcă vezi că tocmai asta o să fie numele. Parcă vezi. O vezi acum, imediat. E 1, 2, 3, mort, nu, 4 mort, ok, la naiba cu tine, și 4 reserve, și vine Golong ăla, aoleu mamă, Golong, feriți-vă măi,
Feriți-vă de Gualong, hai de cap, îmi curge nasul. Și mi-am aruncat Batista la spalat fiera să fie. Răcerea asta de schimbare de sezon, frate, asta e cea mai nasoală perioadă, frate, când se schimbă sezoanele, când treci de la iarnă la primăvară. Că nu mai știi cum să te îmbraci și răcești ca dracu. Ba chiar câțiva colegi de-a mei au răcit copză, mă, săracii. Băi, dacă vă uitați la videoclipul ăsta, să n-aveți sezonul și de grafică, băi, prăzitorilor, măi. Ok, jos cu tine, am scăpat de cea mai mare problemă, problema numărul 1. Oi, uite, uite ce culoare frumoasă de albastru, frate. Așa împinată puțin verde și galben, nu, pe burtă. Arată ca un balaur ceva desprins din filme, din bazme. Și o aduc pe Godzilla! Vino mai cu acea, măi, Vulcano i-am l-am numit pe asta, mi-aduc aminte acum, l-am numit Vulcano. Moarte clinică pentru tine, măi, băiete, măi. Du-te acasă de aici, T-Rex-ul vrea Pachyrionosaurul ăla cu orice preț și nu se lasă până nu-l obține. Dar nici nu mă las până ajung în Dominator, fiindcă vreau să fiu și Dominator, vreau să-mi pice și creatura, vreau să fac de nivel 30 așa numai din turneul ăsta. Și restul să-l fac dacă mai e să-l fac din... Da, bine, frate, cu o creatură asta în turneu e bine să duci până la nivel 30 sau ceva de genul, știi? Nivel 4 e decât așa, dacă ai resurse multe și îți permiți și chestii astea. Bă, la 20 de cupendă. Bă, dă-mă și mie mai mult, bă, zgârciților. Înțeleg că ați pus de resurse mai multe la ruleta și îmi dați numai coin și dinoba și îmi dați... O mie, aaa! Merge și asta. Merge și asta, nu-i problemă, mere. E tot ane, mai bine cât coins. Sau mai bine cât Pachyrionosaur, sau mai bine cât orice altă creatură de asta OP pe care mă putea da. Mai bine. Da, sunt ok, nu vă faceți griji. Sunt absolut ok. Ok. Stego cealaltă opsul ăsta. Cu, în combinație cu, s-a dat să cumpăr niște creaturi înapoi, fiindcă am început să rămân fără dinozauri, frate, uite și un. Nu mai am dizonauri, ce mă fac? Ai de capul meu. Turneul ăsta mi-a greu cât pare, frate. Aparent au pus ceva oponent mai greu până în da, oponent foarte, foarte greu de bătut, chiar așa e, da, T-Rex ai foarte mare dreptate, tu niciodată nu te înșeli, chiar niciodată, și universul chiar nu te pleznește așa cu o palmă după ceafă de fiecare când zici o prostie, chiar deloc. Ia să vedem. Acum, băi, spinozaurul ăla, bă, uite cum atrage verde la din gura la spinozaur, pe din gât, de fapt, e undeva verde în gât. Ați auzit de roșu în gât, da? E bine, la dinozaur aparent există verde în gât. Da, uite, vedeți diferența între noi și dinozaur, vedeți diferența între om și ceva reptilian pasăre. Mamă, și-a dat cu 6 direct ăsta, nici nu s-a mai uitat, fără frică, frate, dă-i acolo. Dă-i cu nemiluit ambietul stecoceratops, chiar dacă n-are nicio vină, săracul, vina lui T-Rex, pentru că a ajuns în situația asta, în fine. Moarte clinică și pentru tine, domnule Spino, dispar de acilișa. Nu mai ești vedeta acum, Indoraptorul este vedeta, nu mai avem nevoie de tine, ești concediat. creaturi periculoase, mamă, și coloborim cu Sol acolo de nivel 40, frate, îl vedeți pe acolo, ăla ultimul. Ăla e adevărat apro, ăla e boss-ul, ăla comandă păște, ce, ăla e ce, măi, cine dă, mă, mesar, măi, lăsați-mă, mă, în pace, mă, ce vrea asta? Du-te, mă, dar ce mesaj ăsta, așa că totuși e interesant. Bă, dată-vă, Dumnezeu, du-te, mă, de aici cu mesajele tale. Îmi dă lumea mesaje, băga mea și picioarele, bă, toată ziua când nu fac nimic, când stau degeaba ca un prostovan și mă uit pe peresmin că nu știu ce fac, nu mă bagă nimeni în seamă. Când nu știu, mă apuc să filmez, să editez, să joc ceva sau habar n-am, nu știu, să mă dau cu capul de pereți, atunci să apar ceva care, hai aduceți-l pe tapii cel teribil, trebuie să apar ceva să zic că, ce faci măi nebunule, măi, ai timp de o vorbă, nu, ok, perfect, acum hai să stăm de vorbă, cam așa funcționează viața mea, frate. Ok, am scăpat și de problema. Au, ce mă doare cu ăsta, Dumnezeu, vulcanul ăsta, frate, mamă, dacă mi-e rupe asta după față acum. Aveam o sticlă cu spier pe aici pe undeva, unde n-ai baie. Bă, mi-a furat ceva sticla cu spier, băi. Ce mai beau în seara asta? Ok, 22, nu cred așa ceva. Nu cred, bă, deci nu cred, bă, nu e posibil, 22 de trofee. Și ăla pe primul loc are, cât am zis că are, 250. Ala, e încă două meciuri și Dominatorul e alu T-Rex. E alu T-Rex instantan, uite așa cu pocnește. Bum. 60.000 food. Și văd 500 de Dinobucks colo și stau și mă gândesc acum cât de nasol e prize-ul ăsta. Dar în fine, mă mulțumesc și cu aia. Măcar e mult. Oh god, nu mai am creaturi. T-Rex, gândește repede, trebuie să improvizez. Pregătiți-vă pentru improvizațiile extreme ale lui T-Rex în situații de urgență. Să nu faceți ca mine. Să nu faceți ca mine, măi. Nu, de dracu să gândesc acum. Eu n-am gândit la școală că trebuia să fac tema la mate. Da, mi-am făcut tema la mate la școală, ce? Nu știați că de-aia s-au inventat pauzele? Voi de ce crezi că s-au inventat pauzele? Să te recrezi, să te duci, să mănânci ceva, să stai de vorbă cu colegii, să te duci la sală sau la ce mai tu de făcut pe acolo? Nu, s-a inventat ca să faci tema la mate în puii mei. Oh!
m-a luat cu durere puternică de cap. Mă doare cap, bă, deci nebun la cap. A, stai că sunt primul, da, mulțumesc. A, perfect, și moare dăm prima, dintr-o lovitură, nici mare rost să pun un bloc. Oi de Dumnezeu! A, de ce eu? Ok, se poate, se poate. Problema că acolo ei au un Kiki, frate. Ei au un Kiki de nivel 40 și acel Kiki de nivel 40 are o putere nemaipomenită mare. Am făcut rost 2 puncte de acțiune, excelent. Acum să vedem ce poate Tina... Ai de capul meu. Acum să vedem ce poate Tina să facă. Sper că mă atacă cu 5. Bun, ăla-i, mua. Am o șansă, totuși am o șansă, ia să-mi. Haide Tina, haide Tina, știu că poți. Trebuia să-l pun pe Indominus, de ce nu l-am pus oare pe Indominus? Sau pe Iordan? Ok, deci doar să trebuie să moară. Mor, du-te dracului. Ăla-i, o dată. Una, două, trei. E o creatură VIP, deci a trebuit să le facă ușor față ăstora, nu? Adică da, nu, așa e? Am dreptate? Spuneți-i că am dreptate. Îmi vine să mor, îmi vine să leșin. Mamă, băi, Kiki! De ce-mi face asta? Kiki, nu! 4! Există o șansă mare să poți să câștigi chestia asta și o șansă la fel de mare să și pierd în același timp. Una, două, trei, patru, cinci. Țineți-mi pumnii strânși acum, că nu știu cât atac are Amarga sau Roadă nivel 4, deci feriți-vă, măi! M-a bătut! Nu cred că m-a bătut, frate, nu cred că are suficient cât să mă doboare. Ai, ciua, m-am dat cu nasul de pământ. Oh, cât aproape am fost. Dacă îl protejam mai bine pe biatul, dacă îl protejam mai bine pe biata Tina, dacă aș fi fost mai conștient, nu mai eram în situația asta și câștigam meciul. Și mă uit la perete când vorbesc, că mă uit la niște bilțe lipite pe perete lângă mine. Băgam și picioarele, frate, să-mi bag picioarele în el de turneu. Acum o să dea oponenți ușor de bătut, fiți atent la chestia asta. Dacă nu dă oponenți ușor de bătut, eu mă sinucid instant. Și am aici un cuțit cu corn de elan. Nu corn de elan, habar n-am ce naiba corn. El e un corn de căprioară, va joa. Pregătiți-vă că o să mi-l înfic pe lângă cap. Dacă nu dă oponenți de ușor de bătut. Vă vă dați seama că trebuie să cumpăr acum niște creaturi ca să pot să ajung dracului în Dominator, că până nu ajung în Dominator nu mă las. Nu încheiem episodul ăsta până T-Rex nu face Dominatorul ăla, că am pierdut dracu vreo 5 lupte până acum. Ce v-am zis? Oponenți ușor de bătut. There we go. Am avut dreptate. Ia-o pasta, universule. Bată-te, Dumnezeu, și pe tine. Dar tot ăsta are avantajul și tot el are prima mână de atac. Mă, dacă aș fi pus o creatură acolo ca să nu poată să fie eliminată din prima, de Erlikasaurul, vă zic că aveam o șansă mare de câștig. De fapt o șansă mare de câștig, măream șanse de câștig totuși, am. N-a fost să fie, frate, ai, cât să fie, n-ai cât să fie. Ok, una, două, trei, patru. Bag acolo T-Rex, hai că se poate. Hai măi omule că se poate, fă dracului Dominatorul ăla odată. Încheie episodul ăsta ca să curb suferința la lume. Aparent Metroranicus ăsta nu vrea să dai, cum îi zice, nu vrea să coopereze cu noi. Bă, uite cuvinte, nu-i normal. Una, două, trei, mort. Nu e mort. Ok. Dar nici nu mai are mult până moare. Adică uitați-vă la el cum se chinuie să supraviețuiască aici. E pe... Aoleu, Dumnezeu. Mă, eu acum am realizat că l-am pus pe Phoenix împotriva la două erbivore. Și una de erbivorele alea un triceratops de nivel 40, măi. Hai de capul. Ia să vedem, mă întreba, are 2000 atacuri suficient cât să le elimini creatura asta de o vitură? Bă, nu ies că e destul, dar habar n-am. Cred că ar trebui să atac cu toate 8, ca să mă asigur că moare. Oare 100% mort? Bă, e parțial mort, mai mișcă dintr-o ureche. Și cred că v-ați dat voi seama că glumesc aici, fiindcă Metroranicus nu are urechi. De-alea, așa cum avem noi, cu pavioane, cu astea, urechii băgate în cap, așa știi? Ca la păsări, ca la găini, ați văzut găinile cum au urechile, da? Găinile au chestie așa ciudată peste urechi acolo, știi? De-aia sunt găinile surde. De-aia zice mereu vecina, găină n-auzi, găină n-auzi, găină n-auzi. Păi dacă are chestia aia pe urechi acolo, normal că n-aude găină. Ce vrei să aude? Mai scopești tu urechi. Acum parvezi să ce frâne bun și după o clipă să ajunge să curețe găina în urechi. După aceea, băi, T-Rex, am omorât găina, băi, am băgat bețișoară de urechi în ureche. Găinile sunt drăguțe. Și dacă stai să gândești că cel mai apropiat descendent al găinii, de fapt cel mai apropiat descendent, când ai să vezi ăștia? Cel mai apropiat să moș al găinii e un tiranozaur. Nu cred că v-ați mai uitat la găini același, nu cred că vă mai uitați acum la găini același fel.
Adică vedeți o găină, vedeți niște pulpe la cuptor, așa, cu sos și cartofi acolo, nu. Vedeți un tranzoar pe care păcat să-și figă dinții în voi. Cum i-a făcut lui Gennaro. Pe toaletă atunci. Iam! A, ce n-a s-a întâmplat? Băgam aș picioarele să-mi bag. Câte probleme, cacofonia T-Rex. Câte probleme am avut eu până am reușit să reintru înapoi în joc. Băgam aș picioarele să-mi bag. Mai întâi dă jocul Crash, după aia trebuie să mă reconectez înapoi cu Facebook-ul. Și dă-i și intră înapoi în joc în chino. Și am primit 100 ADN. Da, mișto. Perfect. Și mai dă și tu fel ca ratatul. Este? Așa, stricați-mi ziua toți. Băgați-vă toți picioarele în ziua mea, ca să vedeți că o să-mi bag și o picioare în ziua voastră. Bă, ce dracu. Mă iubește universul și dă-mi picioare în ceafă. Da, cam așa funcționează viața la mine. Ați văzut, fiindcă m-am luat de univers mai devreme, ați văzut ce se întâmplă? Asta e karma, mă. Asta e karma, voi nu v-ați dat seama, asta e karma de aia periculoasă, de aia puternică. Oh, uite aici apar Cantostega. Da, deci asta a fost felul univers, dar am dat un pumn în cap și zice, băi, nu te pune tu cu mine că tu ești Erec și tu nu te măsori cu puterile mele inimaginabile. Ce n-ai asta, încă o notificare, du-te mă de aici că nu mai văd timerul, dă-te dracu de notificare de aici. Bată-te Dumnezeu să te bată. Nu înțeleg de ce nu opresc, bă, eu opresc notificările după multe chestii, dar nu înțeleg de ce le oprești după telefon. Măi, bine că l-am pus pe Goldadu și Goldadu o să mașine pe jos, o să spele pe jos cu ăștia efectiv, o să dea cu ei de perso, să ia așa de coadă și uite și o să dea cu ei de perso, în stângă și în dreptă și salut. No, bine, măi, de ce ai venit după aceea? De ce vrei tu să-mi strici lumea ziua? Zi-mă-i față de tractor. No, bine, mă, față de rotopercutor. Da. Ia să vedem. Măi, culiță, mamă, cum arată creatura asta. Una, două, trei, și două lovituri, doi pumni la tine în gură. Ia de aici. Simte puterea lui Iniosaur. Da, nu chiar. Acum te rog, nu da tare că mă doare, boss. O să bat cu trei. Ce v-am zis, ați văzut? Am prezis viitorul, iau pe asta. Raptor Jesus. Nu mai zic de univers, acum vine Raptor Jesus și zice, ia zute mă dracu și tu. Ce n-ai bafări, de ce mai trezit? Două la tine în gură, două, trei, că e al dracu de putem za molțesul ăla, frate. Ăla erbivorul care luptă înapoi, frate, care te lovește înapoi. Tu îi dai un picior în cap și îl dă șapte înapoi, știi? Ți-i dă cu dobândă. Ia uite cât atacare nebun ăsta, prăduitorul ăsta. Bine că m-a atacat cu patru. Ia să vedem. Și poate o să le numim pe din două lovituri, evident. Una, două, trei, din nou și una, două. Doar ca să fiu sigur, doar ca să zupă gold atât de sigur, doar ca să-l cucoșesc. Gold atât, uite așa că umbrea și țin și tararai. N-am fost eu. Haide băi, dă-i cu tot ce tu mai bun, dă-i, lovește aici, dă-i tare că T-Rex sunt dură. M-am lovit în mână singur și m-a durut, grav. Mă rog, de la o vreme mă doare mâna asta dreaptă, nu, dar nu știu de ce naiba. Habar n-am de... Nu știu, frate, eu noaptea când dorm am poziții ciudate și mă trezesc că mă dau tot fel de păzi din corp. Eu cred că mă răsucesc dracu acolo, cred că sunt un contorsionist în timpul nopții când dorm sau ceva de genul. O fi și de la ghiozdan, că am avut, nu știu de ce a fost ghiozdanul greu săptămâna asta, frate, îmi bag picioarea, că n-am avut un ghiozdan să cu un kill două mai mult decât de gard normal în el. Dar nu știu de ce. Habar n-am ce naiba am pus în el, frate, că am pus ca de obicei aceleași caiete, aceleași cărți, aceleași porcării. A, la mea încă o luptă și am câștigat. Haide. Ceva bun la T-Rex, te rog! Te rog! Te rog! Te rog! Da, dă cuțitul ăla cu acea, ia dă tu cuțitul ăla la mine cu acea, baga mea și picioarele în jocul ăsta. Ultima luptă, măi beți, asta e decisivă. Asta o să ne ducă pe noi în Dominator. 100 la miliard la catraliard. O să ne ducă la dracu în Dominator. Ia să vedem dacă fac eu rost aici și șadă. Zi. O creatură ceva. Tu, Acantostega, tu o să ne duci pe noi în Dominator, în Dumnezeul tău. Firon, cu acești dumă în Dominator, acum cu forța obligatoriu de urgență, că zic eu. Și tu, Iordan, și tu, și tu, Dominus. Ia momentul să aducem pe frumoși ăștia în arenă. Să ne ducă la... Acum vezi acum un Gorgosuchus de nivel 40 și un Dimorphodon de nivel 40 și mai n-aș și câștigă. Nu, vezi un Kiki de nivel 40, ca să-și folosească a tot puterul cu Kiki Power, ca să mă zice, mamă, cât de frumos arată ăsta, frate. Nemaipomenit, și Stegnosaurul, frate, ăsta. Și eu am prima mișcare, ok, reserve. Wow, uite cât de frumoasă salamandra asta, frate. Arată el ciudat, îmi place coada lui. Uite ce coadă drăguță are. Nu, Acantostega, nu, de ce mai ai șoarmă dihanici? Mă, câte naiba deci de are? 6 degete?
M-a atacat cu... Ia mortul, ia tu-te tu acasă, dar ești gunat, ar Dumnezeu să te tune pentru faza aia, ia tu-te dracu. Ok. Aoleu, ăsta-i problema, te-ai rădut, tuteați-vă la el, ai de capul nostru, băi. Ce ne facem, eu un bolința sau de nivel 40, e gravă situația, băi, ești nebun. Acum e și mai gravă situația. Ok, nu mă atacă, nu cred. Kiki n-a vrut să dezlănțuie puterea asupra lui Yordan. Până și Kiki, mărețul Kiki, se teme de Yordan, frate. Uh-oh. Haide, atacă, dovește, dă-i la mine aici. Wow! Kiki se teme de Yordan, ești nebun. Și Yordan lovește. Yordan dă damage. Yordan n-a făcut absolut nimic. Și acum Kiki se pregătește să dea loftura atomică. Da, nu chiar. Încă se păstrează, băi, și tensionată e lupta asta. Yordan lovește din nou și dă o cantitate foarte mare de damage pentru Kiki. Oh! Aproape că a trecut de jumătate de viață. Acum Kiki s-a enervat. Kiki pe casa de lănțe a tot puternică sa putere cu 6 lovituri. Și Yordan o să simtă foarte tare. Oh! Regla Yordan, frate. Un total și vine Indominus mai supărat ca niciodată, fiindcă nu mai apare în Jurassic World Fallen Kingdom și că Indoraptor i-a furat locul. Două lovituri, știe că poate să vină pe Yordan, dar ținând cont că la mai are două lovituri. Și o să pună încă 4 reserves, doar ca să-l nenorocească pe Bonitasaurul ăsta, să se asigure că e 100 la miliard mort. Acum Kiki a fost dat afară din scenă. Vine Bonitasaurul, Indominus vrea să ajungă la Jurassic World Fallen Kingdom, vrea să apară din nou un film. Și va face tot posibilul, va face tot ce e necesar, dar Bonitasaurul nu vrea să-l lase. A fost plătit de Colin Trevor ca să nu lase pe Indominus să se întoarcă înapoi în film. Dar Kiki și Indominus are 8 puncte de acțiune și pregătit să-l dealeze cea mai mare putere de univers. Asupra lui Yordan, lui Bonitasaura. Cu o scrietură și cu încă una și cu o mușcătură și cu un picior în cap. Bonitasaura la pământ și Indominus Rex tot apare în Jurassic World Fallen Kingdom de nefericire. V-a plăcut cum am narat? Aș putea să mă fac narator, aș putea să mă fac de la, știi, să fac un fil de asta și să narez așa, să fiu un idiot de la care stă acolo pe fundat și vorbește într-un ac. Mi-a dat ceva în ochi. Mi-a dat adevărul în ochi, ești nebun. 40 de trofee, ăla-i mă! Plec departe, plec pe Marte, mă duc în Dominator, vă salut pe toți. Lucy, uite pe Lucy acolo și pe Kuno acolo și o grămadă de boți. Mamă, câte trofeu nebuni ăștia. Ia da bani Terex acum, gata bani antenat, a durat oră episodul ăsta, dar măcar cu un rost. Am ajuns în Dominator cum am promis. Și prize-urile să ne mai pomeni de mare aici, frate. Ok, punem mâna la voi și sperăm la ce mai bun. Doamne ajută, haide. Raptor și să-ți fii cu mine. Ce-a picat? Ce acolo, că nu văd. Aaaa, mai bine nu luam mâna de la ochi, dar mi-a picat 250 de nanobucks. Bă, e un price bun de sfârșit de episod, nu? Eu zic că e un price destul de bun de sfârșit de episod, adică uite frate, sunt șanse mari să pice Pachyronosaurul, adică da, de ce nu? Ok. Oi, și abia aștept evenimentul ăsta, frate. Silver Screen Worthy. Ce? Wait, what? Parcă era un legendary pe aici. Da, mișto bug-ul ăsta, îmi place, uite, vezi, arată că e un coins pack. Interfață coins pack, dar la interior conține creaturi legendare. E un pack de la în disguise, măi băieți. Uite, vedeți acolo un legendary pack. Și aici arată altceva, ok. Măi, Ludia, măi, ce încerci să ne păcălești pe noi, mă. Ok, frate, dar în fine, cam aici o să încheie și eu acest episod. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați buton like, să vă abonați că nu ați făcut-o. Să spuneți și mie în ce ligă ați ajuns. Eu vă mulțumesc pentru tot suportul acolo și toată atenția ofertă. Și noi o să ne revedem ca de obicei data viitoare, pa, pa!